Pesticidele folosite la stropirea culturilor agricole afectează direct sănătatea oamenilor prin consumul de miere de albine. România este printre puținele țări din lume unde încă este permisă stropirea culturilor de rapiță, de exemplu, cu niște substanțe nocive numite neonicotinoide. Aceste substanțe afectează direct populațiile de albine, dar și oamenii. Haideți să vedem ce spun specialiștii în agricultură despre folosirea acestor substanțe. Sunt substanțe folosite în tratarea semințelor. Există o dezbatere de câțiva ani la nivel european în legătură cu toxicitatea acestor substanțe, în special la populațiile de albine. Sigur, cum era și normal, discuțiile, dezbaterile și preocupările au apărut și în România. În acest aspect sunt implicați trei factori, respectiv cultivatorii de plante agricole care folosesc aceste substanțe la tratarea semințelor, pe de o parte, pe de altă parte crescătorii de albine, care, după cum am spus, sunt principali afectați. În alte state europene, aceste substanțe sunt de mult timp interzise, după ce s-a dovedit că mierea produsă de albine poate fi dăunătoare consumatorilor. La noi în țară, dacă s-ar interzice, primii care ar avea de suferit ar fi cultivatorii de rapiță, spun reprezentanții Direcției Agricole. Și la noi în țară, folosirea acestor substanțe mai este permisă doar în această perioadă, când se realizează însămânțarea culturilor de rapiță, după care decizia este de neutilizare în continuare a neonicotinoidelor. Apicultorii care își doresc să aibă miere organică fără nicio urmă de pesticide bat țara în lung și în lat cu stupide albine după ei. Cele mai curate flori sunt la munte, la peste 1000 de metri altitudine. Crescătorii de albine știu deja asta, așa că toată vara și-o petrec cu albinele pe pajiștile montane, acolo unde pesticidele ajung mai greu sau deloc.